soluzione ce l'abbiamo nella squadra, non ce l'abbiamo nel singolo. Fiecare dintre jucători în momentul de față, eu sunt mulțumit pentru că dă maximul. Sunt mulțumit de toți jucătorii. După părerea mea, este un discurs general pentru că noi ducem înainte o idee de joc. Cu siguranță se vor face anumite evaluări, dar în momentul de față eu sunt mulțumit de jucătorii mei deoarece dau maximum. Mulți dintre oamenii de fotbal spun că universității e la îndemână câștigarea campionatului. Dumneavoastră ce spuneți? Cupa sau campionatul? Tante persone attorno alla squadra dicono che è a portata di mano il vincere il campionato. Te cosa dici? Coppa o il campionato? Vitorul. Io dico Vitorul. Quello dobbiamo pensare, perché se pensiamo a quello e vinciamo la prossima partita e poi dopo pensiamo a quella dopo, poi può succedere di tutto. Anche se io sono convintissimo, ma perché lo decide, lo determina la formula del campionato qui in Romania, che tutto verrà deciso in primavera, non verrà deciso niente in questa parte della stagione. È chiaro che poi lì bisognerà fare determinate valutazioni, ma questo è normale. Eu zic viitorul și gândind așa, meci după meci, cred că la sfârșit va trebui să facem evaluările. După cum știți, totul se va decide în primăvară. Așteptăm să vedem lucrurile atunci. O întrebare comună și pentru NASU și pentru Zlatinski. Mâine e tragerea la sort pentru grupele campionatului mondial, un campionat mondial fără România și Italia. Ce favorită aveți? Anche a Bulgaria non c'è. Bravo. Non lo so, adesso sinceramente non c'ho neanche voglia di pensare a vederlo il mondiale, perché però poi non lo so, io non lo so chi solite squadre sono Germania, Spagna, Argentina, Brasile. Quelle saranno, penso. Dacă este să vă răspund, în momentul de față nici nu vreau să mă gândesc dacă doresc să văd desfășurarea campionatului mondial. De obicei sunt acele echipe, Franța, Germania, Argentina, Franța. No, Francia, ho detto Spagna. Spagna. Francia no. Spagna, Germania, Argentina e Brasile. Spagna, Germania, Perché vuoi mettere la Francia? Perché la sua favorita è la Francia, capito? Allora ha voluto. È una forza nel calcio mondiale. Io non ho favorito, sì. Non mi interessava, ma vreau să zic ceva din ultimul 2 întrebări pentru Mister. Dacă primim multe goluri, primim tot, nu doar fundașii sau portari. Nu e vina doar fundașii și portari. Dacă eu știu, fotbal se joacă din 11 jucători, știi? Și faza defensivă începe din atacanții. După asta mijlocașii și ai sfârșit cu fundașii. Și nu trebuie pune mare presiune doar la fundași și portari. Dacă facem așa și zicem vine doar la fundași și portari, avem probleme mari. Zlati, ai venit după pauză destul de lungă și ai jucat brusc 120 de minute. Cum ești fizic, dacă mai resimți ceva, pentru că mai ai avut o problemă destul de grea. S-am simțit, până acum s-am simțit bine. Normal că nu sunt înainte de, la fel ca înainte de o lună jumate, mă s-am simțit bine. Pentru mine nu e problema asta. Eu gândesc doar cum trebuie să pregătești cât mai bine și se dau tot pentru echipă și pentru colegii mei. Viitorul este o echipă în formă. Ai văzut destul de bine, l-am întrebat și pe domnul Mangi a amenajat toată echipa. Crezi că a fost mai important sau este mai important acest joc decât o calificare în cupă și cine știe un traseu mai bun? Normal, normal. Îmi place să joacă contra Viitorul, pentru că el a jucat fotbal bun. Și mereu când jucăm contra el, jucăm bine. Și cred că acum și acest meci va fi la fel. Domnule Mangea, mâine de ziua României, mă inspir și eu din altă parte, se joacă urmarea meci în Italia. È una partita. Mi auguro che, innanzitutto, mi auguro che sarà un bello spettacolo perché so che verrà vista
in tutto il mondo. La trasmettete, so che la trasmettete, quindi la guarderò. Mi auguro che sia un bello spettacolo. Non so se quest'anno cosa potrà succedere in Italia. Il campionato è sicuramente più aperto degli altri anni. Gli ultimi 6 anni è stato un dominio di una sola squadra. Quest'anno è più aperto, quindi mi auguro intanto che sia una bella partita e poi che vinca la squadra migliore. Eu îmi doresc să fie un spectacol foarte frumos. Știu că o transmiteți. În anul acesta campionatul este deschis față de alți ani când era doar o singură echipă protagonistă. Pentru mine îmi doresc doar acesta să fie și să învingă echipa cea mai bună și să fie un spectacol frumos. Dar cum ar fi totuși în același an să câștige campionatul și Napoli și de vis? Sarebbe de vis di sogno. Yes, sicuro. Io penso che tutto è aperto. Bisognerà finire bene questa parte e poi sarà fondamentale prepararsi bene per la parte finale del campionato da febbraio a maggio. Quello sarà il momento vero dove si vedrà realmente il lavoro di tutte le squadre. Totul este deschis. Trebuie să terminăm bine această parte a campionatului între februarie și mai. Cred că în această perioadă se va vedea cu adevărat lucrul pozitiv și munca tuturor echipelor. Vă mulțumim pentru prezență, zic frumoasă.